Acesta este. Acesta este, da? Este vorba de un proiect de o complexitate aparte, tradus într-un limbaj publicistic extrem de convingător și expresiv, atât în text scris, dar și în limbaj audio-vizual. Autor, după cum ați văzut pe generii, pe fundat, Cristina Nichituș Roncea și Victor Roncea. Nu știu dacă doamna Cristina Nichituș este aceeași persoana din lumea filmului. E din lumea fotografiei. Îi vrem ținit toată inima, va trebui ore întregi ca să vedeți. Mare și vor avea domnitoare separate, se spune fiecare diplomele. Cristina, fiind fotograf la Mediafax, Victor Roncea, de peste tot. Și pentru că avem un trofeu pentru presa scrisă, cu două toate, tocmai ca să vedeți amândoi la ele, da? Și să fiți fotografiați așa. Mulțumim! Vreau să dedicăm în primul rând acest premiu românilor din Basarabia și din Nordul Bucovinei și din Maramureșul istoric și să mulțumim următorilor noștri în acest proiect, regretatul profesor Dorin Constantiniu, cu al cărui text de altfel am și lansat site-ul, era vorba despre o prefață la patimile Basarabiei, patimile ocupației din 1940. De asemenea, profesorului Dimu Ceciulescu, care ne asigură în continuare de sprijinul său, și profesorul Gheorghe Buzatu, de la Iași, care ne-a făcut să pătrundem în secretele arhivelor, secrete și de la Moscova și de la Washington. Trebuie să mulțumim și cofinanțatorilor acestui proiect, Guvernul României și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Chiar dacă la întoarcerea din această incursiune am avut surpriza să constatăm că ne-au tăiat onorariile, deși nu făceau mai mult decât două porții de vită cobre sau o cutie de trabucuri, să spunem. În fine, partenerii noștri sperăm că Guvernul de astăzi nu este de oficios și se mulțumește cu o mămăliguță cu bruză ca să putem continua proiectul. Alături de partenerii noștri, care sunt de asemenea importanți, aș vrea să îi numesc pe, în primul rând, colegii noștri de la Asociația Ziariștilor și Scriitorilor de Turism, apoi Arhivele Naționale, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Fundația Magazin Istoric și mulți alți prieteni. Nu în ultimul rând, pentru că suntem la câteva zile de la aniversarea Unirii Basarabiei cu țara, trebuie să mulțumim șefei bunicului Cristinei, care a plecat să elibereze Basarabia și nu s-a mai întors niciodată, și bunicii mei de Victoria, care a reușit să se întoarcă grație rezistenței sale din marșurile Sfintei Tineret să se refugieze de la Cernăuț la București, la reocuparea Cernăuțului de către Uniunea Sovietică și aș vrea să menționez un citat al domnului profesor Dorin Constantiniu, care ne ghidează și astăzi. Ca istoric, sunt absolut sigur că, mai devreme sau mai târziu, legitimitatea istorică a României Mari, în frontierele ei de la sfârșitul 1918, va triumfa. Vă mulțumim foarte mult! Și Cristina, tot ce au făcut ei în acest fotoreportaj,
inclusiv în clasă. Să vă mulțumim tare. Mulțumim. Ce se întâmplă la memoria la doamna Gabriela Rosu, să vină puțin aici, pentru Simona.